Atac fără precedent la adresa Viorica Dencil, cu scrisori isterice trimise președintelui Comisiei, nu USR-ului. Deputatul USR, Cristian Ghinea, critic vehement demersul premierului Viorica Dencil, care i-a transmis o scrisoare presubliniere dintelui C, Jean-Claude Juncker, în document aceasta solicitând ca forul european se spun dacă documentul din 2012 ce presupune ingerințe în justiție e unul autentic. Doamna Dencil ori habar nu are ce e MCV, ori și. Premierul României, cu nonalan care frizează absurdul, anunță Comisia Europeană ce se impune ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Dacă avea câte un euro pentru fiecare politician român care se îmbaza în MCV, eram bogat. De fapt, se îmbaz dar fac pe invers de cata acum noi, ca ar, am promis ce facem. În caz ce nu a citit ultimul raport MCV, publicat la finalul anului trecut, acesta nu sunt prea bine, de impunerea în aplicare a unora dintre recomandări progresa bine, în cursul anului 2017 avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandărilor rămasei, de asemenea, a generat riscul redeschiderii unor aspecte care fusese considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017. Doamne Dencil, dacă vrei să ridicai MCV, e foarte simplu, între independența justiției, lupta-i cu corupția, inclusiv cu cea de la cel mai înalt nivel. Tiu, vei e greu, suntei de la PSD. Dar vă asigur. Cu scrisori isterice trimise președintelui Comisiei, nu USR-ului. Ba dimpotriv, scrie Ghinea, pe Facebook. Premierul Viorica Dencil cere, în scrisoarea transmis lui Jean-Claude Juncker, presubliniere din Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmis de ce ministrului justiției de la acel moment, Mona Pivniceru, sublinierea care conține 21 de cerințe adresate de instituția europeană guvernului, inclusiv solicitări concrete, directe, privind anumite cauze penale. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțională sublinierei pentru consolidarea funcționării justiției în România să lămurim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituțional, sublinierei dacă este singurul document de acest fel, de natură să aduc ingerințe în funcționarea justiției sublinierei separația puterilor în stat. Consider ce se impun clarificări urgente, domnule presubliniere dinte Juncker, cu atât mai mult cu cât, la solicitarea mea, ministrul justiției, domnul Tudor Toader, m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerințe imperative autorităților române de către Comisia Europeană a constituit o practică repetată, se arată în scrisoarea transmis de Viorica Dencil.